Ecologie și Protecția Mediului, Laura Ferenc. Din partea Palatului Copiilor Bacău, filiala Comănești, profesor al Cenaclului Literar și Creație Artistică, Alice Horvat. Din partea AICR Moinești, doamna Anca Balaban. Din partea comunității locale, profesor preot Rotaru Radu Mihai. Reprezentantul cadrelor didactice din Comuna Poduri, profesor limbă și literatură română și consilier educativ Elena Cioșu. Reprezentantul UNICEF, doamna Iulia Cimbru. Și desigur, din partea Serviciului de Voluntariat și Situații de Urgență, dar și reprezentant al Primăriei Poduri, domnul Ionuț Iftimie. Bucuria vine din lucrurile mărunte.